Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. În această seară vă invit la o discuție despre politica județeană, despre ce înseamnă acest conglomerat mai mare decât suntem noi obișnuiți să vorbim. Este vorba de județul Hunedoara, din care face parte și Valea Jiului. Și pentru a avea o astfel de viziune asupra întregului județ, am invitat un politician tânăr, un politician la primul mandat, să spun, în această politică, cu care vom discuta, evident, pe toate părțile despre ce înseamnă politica unui județ, despre ce înseamnă administrarea unui județ, pentru că este o întreagă discuție dacă în consiliile județene, în consiliile locale, trebuie să se facă politică sau administrație. Invitatul meu din această seară este domnul Adrian David, consilier județean, cum am spus. Bună seara! Bună seara, Nicu! Bună seara și telespectatorilor care ne urmăresc! Mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a transmite celor care ne urmăresc câteva informații, sper eu, utile și la obiect. Începem așa, cumva, ușor și o să te întreb cum se vede mandatul de consilier județean după un an și câteva luni? Pot să spun că a fost o experiență foarte interesantă. Cred că face bine oricărui politician tânăr să fie rotat prin administrație de la, eu știu, nivel de consiliu local, consiliu județean, pentru a-și forma o opinie pertinentă despre ceea ce ar putea să facă și să modifice. Să ia politica de jos, cum se zice, nu? Da, să ia politica de jos. Dar ai avut și un mandat de consilier local, nu? Nu am avut. Îmi lipsește, dar probabil că viața mă va oferi oportunitatea, să nu zic nu. Cumva o să iei, cumva invers, o să fii prima dată consilier județean și abia după aceea, dacă o să te întorci la... Cei cu care intru în contact, colegii mei de la Consiliul Județean, care au avut și mandat anterior de consilier local, spun că lucrurile stau relativ la fel, doar că, sigur, fiind acasă, presiunea celor care te-au trimis să le reprezinți interese este puțin mai mare. Da, evident, și e mai ușor să te repereze într-un oraș. Cum sunt cele din Valea Jiului, care sunt orașe relativ mici. Da. Care e impresia pe care ți-a lăsat-o după un an și ceva? E o impresie bună. Cred că e mai bună decât cea cu care am plecat. Am plecat, bineînțeles, emoționat. Am plecat cu câteva proiecte în bagaj. Servieta plină, cum se zice. Da. Eu sper să fie plină la plecare și goală la venire, adică mă voi invita peste 3 ani. Va trebui să... Păi nu, ideea e că peste 3 ani, când va fi gata mandatul, să zic, uite, servieta e goală, toate proiectele care... Tot ce am propus, propus s-a realizat. Sau măcar le-am discutat, să vedem dacă se pot realiza sau nu se pot realiza. Avem o coeziune foarte bună. Apropo de ce spuneai, referitor la politică versus administrație, cei care urmăresc ședințele noastre lunare, sau mă rog mai des, dacă sunt și extraordinare, pot observa că, în general, hotărârile se iau în consens, în unanimitate. Sunt foarte puține proiecte care necesită discuții suplimentare, pentru că, într-adevăr, sunt mai sensibile. Dar, în general, am observat că se face o administrație în folosul cetățenilor. Dacă proiectele sunt pentru a face un pic mai bine fiecare zi, pentru cei care ne trimit acolo, lucrurile merg bine. Deci, părerea mea este una pozitivă, deocamdată. Nu-ți ascund că mie cuvântul acesta, unanimitate, nu sună foarte bine. Păi, nu sună democratic, în primul rând, unanimitate. Da. Și, normal. Și, în experiența mai veche a mea de jurnalist, la începutul carierei mele, am mers foarte mult la ședințele Consiliului Local din Vulcan. Și tot așa, de multe ori am scris că foarte multe proiecte, cred că 80-90% probabil, 90%, peste 90%, dacă mă gândesc bine, erau votate în unanimitate. Ceea ce nu sună deloc da, trebuie politic, văzută, să spun așa. Da, corect. Dar trebuie văzută această ședință de Consiliu Local sau Județean ca un produs finit și polișat la tot ceea ce înseamnă politică și administrație la nivel de oraș sau județ, pentru că noi avem ședințe de comisii în care dezbatem proiectele, avem propuneri care ne adresăm biroul de specialitate sau conducerii Consiliului, în cazul meu Consiliului Județean, da. Și ceea ce vedem noi pe masă la ordinea de zi este doar un produs finit. Chiar dacă sună
băi, e unanimitate, adică trebuie să fie cineva care are o părere, a avut-o și a fost luată în discuție la un moment dat. Și ia proiectul de hotărâre când vine în fața Consiliului, cuprinde și propunerile reprezentanților grupurilor politice, să spun așa. Mecanismul este în felul următor. Prima dată, înainte de a intra pe ordinea de zi într-o ședință ordinară sau extraordinară, propunerile trec printr-o comisie de specialitate. La nivelul Consiliului Județean sunt 6 comisii de specialitate. Ca la Parlament, așa. Nu cred că chiar că la Parlament. Glumează. Sunt mai micuțe. Evident, da. Fiecare consilier face parte din 2 comisii. Unde se dezbate? Bun, și în aceste comisii există dezbatere reală sau e doar așa formal? Acum depinde de exigență. Depinde de sigur că un jurnalist ar spune, băi, ar trebui să vă bateți mai mult. Dar pot să te asigur că sunt proiecte unde este o reală dezbatere. Și sunt proiecte care trec mai ușor, bineînțeles. Vorbeam, și nu ascundem de telespectatorii înainte de emisiune, că sunteți 7 consilieri județeni din Valea Jiului. Da, sunteți 7 consilieri. Sigur, întrebarea vine oarecum firesc. Cum se vede Valea Jiului din Consiliul Județean? Eu zic că se vede mai bine și mai mult în fiecare zi. Eu cred că o să fie un mandat. Nu știu câte mandate, păi, tocmai în fiecare zi s-ar fi văzut mai bine, eu zic că... Eu mă refer la mandatul acum, actual. Evident. În acest mandat, dacă din prima zi, acum un an și 4 luni și până asta se vedea în fiecare zi mai bine, eu cred că... Avem niște proiecte pe care putem discuta. Ar fi fost mult mai bine și pe aici, pe la noi. Dar, de la Consiliul Județean nu se pot face minuni. Putem să facem pași mărunți. Putem să punem o infrastructură la dispoziția administrațiilor locale, putem să ajutăm administrațiilor locale cu la plata unor datorii. Avem un proiect despre care sper să putem discuta, care vreau să demonstrăm ce bine funcționează cooperarea interinstituțională la nivel de județ, între Consiliul Județean și Casa de Asigurări de Sănătate. Da, o să discutăm pe larg despre toate acestea. Bun. Care este relația între acești 7 consilieri județeni din Valea Jiului? Adică mergeți acolo cumva uniți afara grupurilor politice din care faceți parte? Pot să spun cu mâna pe inimă că nu a fost nici o lună, nici o ședință ordinară la care am participat fără să am discuții, cel puțin telefonic, cu consilierii județeni din Valea Jiului pe diferite probleme, bineînțeles, care privesc strict Valea Jiului. Dacă nu uităm pe ordinea de zi de care am avut o ședință de astăzi, o să vedem că... Da, o să discutăm nu și nu este despre... niciun proiect despre Valea Jiului. Luna trecută am avut. Chiar aproximativ în fiecare lună avem proiecte care vizează Valea Jiului și spun cu una pe inimă că chiar dacă nu cu toți consilierii, dar cu 5 din 7 discut. Am înțeles. Bun, dar întrebarea mea se referea mai mult la chestiunea asta. Vă înțelegeți înainte să vă bateți în Consiliu pentru, să obțină Valea Jiului mai mult, să se facă, un drum în plus? De fiecare dată când au fost amendamente care au fost propuse de Consiliul din Valea Jiului, am știut de ele cu câteva zile înainte de ședința de Consiliu. Deci există o comunicare. Dacă îmi permiți, eu aș spune chiar lobby. Eu reușesc asta să... e un cuvânt periculos în România. Nu e periculos, în România nu este delimitat. Cu siguranță este legal. Eu știu că tu ești jurist de meserie și cu siguranță stăpânești mai bine, dar au fost situații în care așa zisul lobby a fost catalogat ca fiind altceva. Eu să spun pentru cei care nu știu, nu se familiarizează cu termenul, că lobby înseamnă că încercăm să ne convingem reciproc, să ne susținem amendamentele. Mulțumesc pentru definiție. E o precizare. Da. Bun. Tu ești membru al unui partid care, să-mi fie iertată cumva lipsa de modestie, să spun așa, nu e foarte cunoscut, să spun. Adică nu este un partid de care s-au legat multe lucruri. Pentru care o existență și de altfel destul de scurtă. Păi, în primul rând, e una dintre minusurile mari, lipsa de... N-aș spune experiență, că majoritatea membrilor UNPR sunt politicieni versați. Eu mă număr printre cei care nu am făcut parte din niciun partid anterior. Sunt la primul contact cu viața politică, prin UNPR și am gustat din plin acest pahar plin de invective la adresa UNPR-ului. Unele justificate, altele nejustificate. Eu încerc, făcând o politică la nivel local, chiar dacă județul sigur, altfel să vede lucrurile la București. Eu încerc să... Chiar încerc să mă, sigur, respectând rigorile absolut necesare, dar încerc să mă duc. Dar acum, ca să închem după aceea povestea cu partidele, acum voi sunteți cumva
cu fundul în două luntri, sigur nu e cea mai academică formulă. Adică ați intrat în Consiliul Județean într-o alianță cu PDL-ul și acum vă aflați la guvernare cu PSD și PNL. Așa se întâmplă când au o libertate mai mare de decizie filialele județene. Nouă mi s-a spus la nivel de partid. Alegeți-vă singuri partenerii. Faceți-vă alianțele cum doriți. Iar după ce noi ne-am făcut o alianță cu PDL-ul, s-a decis la nivel de țară că facem parte din PSD. Asta să știți că nu ne împiedică absolut deloc să ne facem treaba bine noi la Consiliul Județean acolo. Bun, și revenind la dictornul dinainte, până la urmă, în Consiliul Județean se face politică sau administrație? În Consiliul Județean, cu mâna pe inimă, în acest mandat se face administrație. Și eu zic că o să vedem, dacă nu e așa, peste 3 ani... Peste 4 ani, da, peste 3 ani o să te întreb din nou și o să luăm... lista de alocări de bani și o să vedem că dacă la primarii liberali s-au dus mai mulți bani decât la primarii din alte partide, înseamnă că nu v-ați bătut suficient și atunci înseamnă că nu se face doar administrație. Pentru că vorbeam de bani. Da. Spuneai că nu, Consiliul Județean nu poate face minuni. Și evident acest lucru, că grosul banilor, cum se spune în popor, se află la guvern. În fiecare an însă, sau nu știu dacă anul acesta, nu mi-amintesc exact, dar în anii trecuți, cu siguranță, au fost primarii nemulțumiți în Valea Jiului de alocările bugetare de la Consiliul Județean. Cum funcționează, dacă pe scurt așa putem să deslușim puțin mecanismul, și de ce în fiecare an au existat aceste discuții? Haideți să explicăm pentru cei care nu se familiarizați. Sunt sume de bani de la bugetul de stat, care se adună prin plata TVA-ului și prin plata impozitului pe profit. Aceste sume de bani foarte consistente, o parte rămân la administrațiile locale, o parte mai mare se duce la București și se întorc apoi prin distribuire, tot o parte, se întorc prin distribuire de către Consiliul Județean, către primării, pentru plata arieratelor. Arieratele sunt datorii mai vechi de 90 de zile. Și cine are ariate nu primește nimic. Am avut o situație de genul ăsta, sper să nu se supere, dar este realitatea și trebuie să o spun. Sigur. La prima ședință, cred că a fost anul trecut, la prima ședință când au fost alocări bugetare în acest sens, înainte de ședință sunt primarii din Valea Jiului. Da. Mi s-a părut firesc, domnule... Da, fiind reprezentant din Valea Jiului. Sunt aici, vreți să mergem acolo, aveți o solicitare. Câți bănuți? Pentru ce? Ca să știm să punem acolo. Da, unde duce ce bani? Dați-și mie 10 lei. Nu, banii sunt pentru plata unor facturi restante. Da, sau pentru proiecte, dacă ai proiecte pe care nu le pot fi plătiți din aceste sume. Okay. Pentru proiecte care au întârzieri la plată. Ok. Da? Deci la care s-au lucrat, dar nu s-au plătit. Da. Sun inclusiv la Petrila, vorbesc cu domnul primar, da, avem nevoie de bani. Aia, domnul primar, cred că va spune oricând care are nevoie. Păi nu, cred că niciun primar care le are nevoie. Sigur, avem nevoie, avem arierate, nu știu ce. Mă duc la Deva, spun, domnule, e o problemă. Aici, la Ninoasa, ni s-au solicitat atât, la Vulcan atât, la Petrușani atât, la Petrila atât. Dar Petrila n-a trimis cerere. Petrila nu și-a... Nu și-a exercitat dreptul. Nu și-a exercitat, dar trebuie să trimis o cerere. Domnule, uite, avem arierate în sumă T. Și vă solicităm... Deschisă de mână, domnul primar, nu? Da, vă să spunem, o arierată un miliard de lei vechi și ne trebuie un miliard de lei vechi. Eu zic că a fost o scăpare, pentru că, sigur, toți mai facem... Și să înțeleg că n-a primit, din această cauză că domnul primar n-a trimis o cerere, n-au primit niciun ban. La momentul respectiv n-au primit niciun ban, da. Dar, deci domnul primar Păducel, altă dată să fiți mai receptiv și să trimiteți cerere. Nu cred că e neapărat vina dânsului, neapărat acolo sigur s-a strecurat o greșeală, sigur, pentru absolut, că ulterior... Nu, da, eu am văzut astăzi declarația domnului primar Păducel că s-a înțeles cu domnul Dragnea să primească o sumă de bani și că 64 de locuințe, sper că nu greșesc, vor fi oferite din nou. Este minunat. Este, și eu zic că, până la urmă, meritul domnului primar Păducel este poate singurul primar, sau mă rog, între puținii care au făcut enorm de multe locuințe în acești 20 de ani. Și fața orașului s-a schimbat 180 de grade, tot respectul. Bun, hai să nu vorbim, să nu monopolizăm cu domnul Păducel. Da. Și vreau să vă întreb, care este relația? Nu să, cum spuneați, veniți la... Sunteți la primul, sau ești la primul mandat, nu ne ascundem că vorbim la pertu, da. Ești la primul mandat. Care e relația cu conducătorii Consiliului Județean? Pentru că, sigur, domnul Molos deja este, lângă faptul că e un om la o vârstă respectabilă, este și în funcție de foarte mult timp. Da, dânsul este, dacă nu greșesc, la al treilea mandat. Al treilea mandat, din 2004. Da, este președintele Consiliului Județean din 2004.
îl succede pe președintele meu de partid, pe Mihai Rudeanu. Da, o să te întreb și cum, da. Care este rolul domnului Rudeanu acum în Consiliu. Da, ok. E consilier, ca și mine. Dar da, are o experiență în plus. Da, revenind la întrebare, alături de președintele Moloț, activează ca vicepreședinți domnul Ioan Rus din partea PSD și domnul Tiberiu Balint din partea PNL. Tiberiu Balint, care acum câteva săptămâni a fost chiar pe scaunul tău. Da, cred că în patru, cred că am și urmărit la tine. Da. Eu personal n-am plecat niciodată nemulțumit din biroul unei dintre cei trei. De fiecare dată când am avut o solicitare am fost ascultat, ghidat și... Și rezolvat. Nu știu dacă rezolvat de pe loc sau s-a luat, oricum mi s-a luat în considerare, ceea ce am apreciat foarte mult, mai ales că puteam fi văzut exact așa cum intuiești tu, ăsta e un puștan. Am mai fost și beștelit. Ce părere ai tu la primul mandat? Nu știi asta, uite, mă citește asta. Se întâmplă același lucru care se întâmpla pe vremuri în armată. Știi? Da. Cei care erau cu vechimea mai mare puneau la lucruri nu prea frumoase pe cei care veneau la început. Da, e o situație... Oricum, așa, da. Oricum apreciez faptul că am o relație și nu cred că numai eu. Cred că din ce am comunicat cu consilierii din Valea Jiului cel puțin, ușile sunt deschise, chiar cu prioritate față de, nu ca din Valea Jiului, consilierii au o prioritate la accesul direct la președinte sau vicepreședinți față de... Se pare corect, adică... De asta peste spun. Tot cred că se întâmplă la fel. Indiferent că avem 30 de ani, 50 de ani, 70 de ani, cât are fiecare. Nu, nu cred că toți consilierii merg, de exemplu, la președintele Moloț. Nu. Unii poate nu merg din orgoliu. Eu, de exemplu, nu mă duc doar dacă am o problemă care cred că o poate rezolva dânsul cu precădere. Dacă nu, apărează unul dintre cei doi vicepreședinți. Deja domnul Balint, că e de vârstă mai apropiată. Da, nu ți-am ascund asta, e mai ușor comunicarea. Am recunoscut. Am recunoscut stilul, am știut unde vrei să... Bun, revenind, deci șeful de partid al invitatului meu din această seară, domnul Mihai Rudeanu, a fost președintele Consiliului Județean în perioada 2000-2004, când PSD-ul atunci, la vremea respectivă, era un partid extrem de puternic, în sensul că în județul Hunedoara conducea absolut totul. Domnul Rudeanu atunci se afla la PSD, astăzi se afla la UNPR. Da. Care este prestația, dacă vrei, domnului Rudeanu? Pentru că, sigur, o experiență de președinte al Consiliului Județean, eu zic că da, ar trebui să-i dea o mare greutate domnului Rudeanu. Se simte. Dânsul are o prestație care, eu zic, îl onorează. Este o persoană discretă, dar eficientă. Avem împreună câteva... Bine, dânsul, ne-am împărțit, dacă vrei, fiecare sfera de activitate. De competență. De competență, funcție de zona de unde venim. Dânsul, fiind din Deva... Se ocupă mai mult de zona aceea. Dar, în realitate, fiind mai apropiat de zona Hațegului. El are partea asta de... El se ocupă strict de comunicarea cu zona țării Hațegului. Doamna Agripina Cazan e din Orăștie și are colegiul doamnei Intotero, să spunem. Cu dânsa are o comunicare foarte bună. Numai... Da. Și Costa Cosmin e din Deva. Prestația dânsului, din prestația dânsului se vede clar că are o experiență bogată. E discret, e elegant. Dar nu-l beștelește că să preiau termenul tău pe Mircea Moloț. Nu, e om. Na, au avut câteva episoade un pic. Au avut și niște conflicte. Nu, a fost o discuție acum câteva luni referitoare la... A circulat destul de mult în presă. Referitoare la o plângere pe care ar fi făcut-o cineva chiar se purta semnătura președintelui Rudeanu împotriva domnului președinte Moloț. Acuzându-l de ceva fraude, dacă ne duc aminte, falsă în declarație și așa mai departe. Domnul Moloț a primit o neîncepere a urmăririi penale și a fost foarte afectat de faptul când a văzut plângerea că poartă semnătura lui Rudeanu. De ce a fost foarte afectat? Adică... Pentru că nu se aștepta. Fiind dar era chiar o porcărie ce se reclama acolo și... Și până la urmă domnul Rudeanu a făcut sau nu a făcut? Nu, domnul Rudeanu neagă că ar fi făcut-o. Semnătura, prin comparație cu alte semnături care... Iar domnul e plin de hârtică semnătura lui în Consiliu, se vede clar că nu e semnătura. Nu e adânsul, Acum,
realității politică se fac. Aia vreau să spun, probabil cine a făcut chestiunea asta s-a gândit că în politică se joacă cu toate armele și atunci... Da, realității politică se... A fost o campanie intensă, cred că ți-o duci aminte și tu anul trecut. Da. A fost destul vag, de... Așa, da? Da, păi, eu citesc 10 ziare fiecare zi, cred, da. Că, cred că e suficient dacă le țin minte o săptămână, nu? Da. A fost o campanie intensă și, mă rog, interesul a fost destul de mare pentru bătălia asta, pentru președinția Consiliului Județean. Rezultatul sigur că ne-a defavorizat pe noi și pe candidatul nostru și probabil că s-au luat unele măsuri... A, tu te referi în campanie? A fost această temă. Da, păi plângerea a fost făcută... Campanie nu se pune, că atunci se spun mult. Păi nu, alegerile au fost în 10. Și plângerea avea data de 16, ceva de genul ăsta. A, deci imediat după alea, deci măcar nu au făcut-o în timpul campaniei ca să o poată folosi. A, mă rog, ceva no, destul de... A trecut destul de mult de atunci, nu știu dacă mare rost să discutăm, dar eram curios dacă, într-adevăr, experiența domnului Rudeanu se lasă văzută, să spun așa, și în relația cu președintele Moș. Înțeleg că lucrurile sunt tranșate. Ți-ai legat numele... cumva de o solicitare de a duce în Valea Jurii, cred că la Petroșani totuși, da, că ne place sau nu ne place, multora e capitala neoficială a Valea Jurii, un birou sau o parte din aparatul Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Exact cum ai spus, este vorba de un birou al Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Pentru ca cei care doresc, care au nevoie de adeverințe, tot felul. Este vorba despre două categorii de persoane. În primul rând e destinat persoanelor care au dosare de handicap, care trebuie vizate periodic de către Casa de Asigurări de Sănătate și acele persoane care beneficiază de coasigurare pe baza veniturilor sau contractului de muncă al unuia dintre soți sau în cazul pensionarilor, tot așa, dacă unul dintre soți care de coasigurat, pentru a dobândi această calitate trebuie să facă un drum la Deva, să pierdă o zi, să cheltuie bani pe transportul comun sau și pe benzină. Și venea prin poștă sau o primea pe loc? Uneori prima pe loc, alteori prima prin poștă. Oricum pierdea o zi cu chestia asta și atunci am avut mai multe solicitări din partea oamenilor cu care am intrat în contact. Cred că sunt de ordinul miilor. Cred că sunt în jur de 3.000 de oameni. Cu siguranță, da, mai ales... Știi că la noi e o tradiție. Pensionari, da. Femeile n-au lucrat și... Dacă soțul e miner, femeile nu lucrează. Absolut, da. Acum și... nu știu dacă tradiția mai funcționează, dar cei care nu sunt... Nu mai avem mineri, de-aia mai. Da, cei care sunt astăzi în vârstă, cu siguranță s-au lovit de acest și atunci am apelat la sprijinul consilierilor din Vale, am avut această inițiativă, am apelat la sprijinul consilierilor din Vale, am mers împreună la... Am văzut că ai primit, am văzut în presă săptămâna trecută, cred, că ai primit și sprijinul vicepreședintului Balin. Fără vicepreședintele Balin nu ar fi reușit să facem... Și să înțeleg că devine efectivă această decizie? Da, această decizie devine efectivă probabil săptămâna viitoare. Vine domnul vicepreședinte în coace, anunțăm o conferință de presă. Acum, dacă m-a invitat, eu... Trebuie să spui tot, da? Da, evident, da. Asta înseamnă că lucrurile merg bine la nivel județean între instituții, pentru că, practic, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate nu este subordonată, are relații de colaborare cu Consiliul Județean, dar pentru că avem o relație interinstituțională foarte bună, deși au răspuns pozitiv solicitării vicepreședintului, s-au mișcat foarte repede. Și unde va funcționa acest lucru? Probabil că va funcționa în cadrul spitalului. E o problemă legată de... De spațiu? Nu de spațiu. Trebuie să instalăm tehnică de la STS. Sunt niște comunicații securizate, care trebuie montate. Deci trebuie să primim un aviz de aia. Deci dacă întârzie, treaba asta întârzie pentru că... Din cauza STS-ului. Din cauza STS-ului. Da, am văzut că șeful STS-ului oricum e foarte popular zilele acestea din cauza vicepreședintelui, vicepremierului Liviu Dragnea. Așa că, până la urmă, nu știu dacă poate fi ocupat. Da, dacă e ocupat, atunci e domnul director de la STS. O sugestie pe care ți-aș face-o vis-a-vis de această chestiune cu biroul Casei de Asigurări de Sănătate, care este o idee foarte bună și... Cum spuneai, până la urmă, oamenii au nevoie de acest lucru și politica, acest lucru trebuie să-l facă, să aducă lucrurile la solicitarea oamenilor, că acestea să devină realitate. Această propunere pe care o fac este să se găsească o formulă astfel încât să se elibereze și acele carduri de sănătate. Am înțeles. Carduri europene. Carduri europene de sănătate, pentru că sunt oameni, pe care m-am numărat și eu, care pleacă în străinătate și nu au timpul efectiv să meargă până la Deva, cum spui, să piardă o zi acolo, să... Bun, nu știu și ce mai e o problemă. Datorită solicitărilor foarte mari,
vă spun o chestie care m-am confruntat chiar eu. Am fost într-o delegație în Franța în luna iunie. Am făcut cererea asta. Și nu l-ai primit în timp util. L-am primit după ce am venit acasă. Da, da, dar l-ai. Acum l-am, dar e valabil doar a noastră, nu mai plec niciunde. Am înțeles, deci până la Revelion... Deci, ca o recomandare celor care vor să plece și au nevoie de cardul ăsta, să nu și-l facă decât atunci. Să facă din timp, să facă solicitarea din timp. Să nu și-l facă dacă... Și-l facă în ianuarie cu speranța că vor pleca la partea a doua anului, că poate... Da, dacă nu știu, se amână puțin. Că e valabil doar pe un an de zile. Okay. Nu, dar, nu, dar să ia în calcul... Da, să ia în calcul timpul greu, mare de răspuns, cred că oamenii sunt plini de solicitări în sensul ăsta și atunci trebuie să-și ia o marjă de timp mai mare decât obișnuit. Sper că ai recepționat problema mea, pentru că e important ca oamenii să poată să-și depună aceste cereri aici și să le primească sigur acasă. Oricum îl prin poștă. Da, evident că el nu vine, nu ți-l dă personal. Chiar o să transmit, îți promit că transmit chestiunea asta personal, o să discutăm și săptămâna viitoare și clar, că e doar o chestiune de procedură. Dacă ar fi fost de încasat bani, ar fi fost mai greu, că trebuia făcut o casierie... Dar nu e vorba de bani, nu? Nu e vorba de bani. Nicio sumă. Nu, nu se plătește sumă nici pentru coasigurați, nici pentru persoane cu handicap, pur și simplu se preiau documente și se eliberează documente. Deci, doamnelor și domnilor, am rezolvat deja o problemă. Dacă mai rezolv multe vreme, s-ar putea să-mi iei lucru. Da, 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 dacă o să candidez la Consiliul Județean să mă votați. Da. Nu, deocamdată nu cred că putem discuta despre așa ceva. Doamnelor și domnilor, invitatul meu din această seară, consilierul David, n-a venit astăzi de acasă, să spunem așa, cum se spune la noi. A venit chiar de la o ședință de Consiliu și am în față proiectul ordinii de zi din ședința de astăzi. Sigur, sunt 13 puncte, 14 cu diverse. Nu sunt foarte importante aceste puncte, însă sunt câteva specificații. Este un proiect de hotărâre care vizează tot sistemul sanitar, că tot vorbeam mai devreme despre Casa de Asigurări de Sănătate, despre aprobarea statului de funcții la Spitalul Județean din Deva. Și iar invitatul meu spunea că numărul angajaților sare de 1000. Depășește 1000 de angajați. Am avut o discuție cu managerul acestei instituții recent și spunea că acum cred că au 1000 de angajați sau 1200 de posturi. Ceva de genul ăsta. Oricum, bugetul este impresionant pe care l-au la dispoziție. Cheltuielile sunt foarte mari, însă și rezultatele pe care le au sunt pe măsură. Personalul foarte personal bine calificat, cu timp de răspuns foarte scurt pentru cei care solicită serviciile acolo, plus o secție de oncologie foarte modernă, dată în folosință destul de recent. Lucruri care sunt păcate, secția aceasta de oncologie, nu, dar e o realitate că e destul de frecventată în anii aceștia. Din păcate este tot mai necesară. Subiectul acesta, statul de funcții de la Spitalul Județean, a fost discutat în Consiliul Județean pentru că spitalul se subordonează Consiliului Județean. Spitalul Județean de Urgență Deva, alături de sanatoriul de la Orăștie, sanatoriul de la Brat, sunt în subordinea Consiliului Județean și sunt finanțate de către Consiliul Județean. Avem periodic proiecte de hotărâre. Da, ele primesc grosul banilor de la Casa Județeană. Bineînțeles, bineînțeles. Sănătate, păi chiar pentru că prestează servicii. Pe ordinea de zi avem mai jos o rectificare a bugetului Spitalului de Urgență Deva cu 1.686.000 de lei noi, de 16, aproape 17 miliarde de lei vechi, bani care vin de la Casa de Asigurări de Sănătate în baza unor deconturi a unor servicii prestate deja. Aveți informații despre cazuri care se trimit din Valea Jiului la Spitalul Județean? Pentru că nu vă întreb întâmplător, ci pentru că din informațiile mele, de exemplu, la Spitalul de Urgență Petroșan, că sunt cazuri grave, se trimit, nu știu, la Timișoara, la Cluj, la București, mai puțin la Deva, n-am auzit. Este un protocol încheiat în urmă cu mai mulți ani, când Spitalul Județean din Deva era subdimensionat, să spunem, și din punct de vedere al resurselor umane și al resurselor tehnice. Și s-a făcut acest protocol de colaborare între Spitalul Municipal Petroșan și Spitalul Județean Timișoara. Și a rămas în vigoare acest protocol. Deci a rămas colaborarea aceasta. Probabil că astăzi biletele de trimitere se pot face fără probleme și către Spitalul Județean. Până la urmă, dacă suntem în Valea Jiului și e normal să discutăm și despre aceste lucruri. Da, dacă sunt oameni din Valea Jiului care apelează la serviciile acestui spital județean. Cu siguranță sunt. Dar numărul nu e foarte important, probabil. Da, mă rog. Rămâne de asta, e o temă de discutat. Da, uite, îl invităm pe domnul manager Laza și discutăm cu dânsul
pe hârtii despre către... O să-l invităm, dar numai cu, împreună cu domnul Vasilescu. Păi asta e și ideea, să-i invităm pe amândoi ca să vezi o colaborare, dacă nu au deja. Da, și punem să se înțeleagă mai bine, nu? Sigur. Da, da, absolut. Dar, apropo de proiectul ăsta de hotărâre cu aprobarea statului de funcție, să știi că l-avem destul de frecvent pe ordinea de zi. Este vorba despre funcții vacante care se mută de la o secție la alta și sau se desfințează. Pentru orice mutare de asta vine... Managerul vine cu Consiliul Județean? Asta e legea, da. Vine managerul, mă rog, sau trimite documente, că nu vine, trebuie să vină neapărat persoana, trimite documente în sensul ăsta. Mai frumos ar fi să vină, ca să-și pledeze. Păi, acum, fiecare dintre managerii instituțiilor subordonate Consiliului Județean au obligația, prin statul lor de nu prin statul de funcție, prin fișa postului, au obligația de a participa la ședințele de Consiliul Județean. Acum, sigur că din binecuvântate pricii, cum e vorba asta, nu pot participa de fiecare dată, dar să știi că îi vedem frecvent acolo. Păi, mă gândesc că cei de la spitale, știți că, știi cum, vin tot timpul, că au nevoie. Ca și, ca și instituțiile subordonate. Au nevoie de tot felul de lucruri. Da. Am văzut că aveți pe ordinea de zi, a figurat pe ordinea de zi, un proiect de hotărâre pentru atribuirea unor licențe de traseu. Da. Știu că traseul acesta, și în interiorul Văjilui, dar și cel care leagă Valea Jiului de Deva, sunt atribuite de Consiliul Județean. Da, tot ce înseamnă transport în comun interurban, adică între localități, da, chiar pe distanțe foarte scurte, cum e la noi, că acum noi știm, cei care locuim în vale, că nu sunt, practic, nu e teren extravilan. Unde s-a terminat Petroșanu, unde s-a terminat Petroșanu, începe Petrila sau Aninoasa și așa mai departe. Dar, pentru că sunt, totuși, vreau să întreb cum vezi această chestiune a transportului, pentru că au fost mulți ani în care s-a discutat extrem de mult, sigur, nici transportul nu era la nivelul celui de astăzi. Noi ne-am luptat, eu personal și mai sunt câțiva consilieri din Vale, care ne-au luptat destul, am fost foarte vehemenți în ceea ce privește. Chiar am avut în luna mai o licitație pe 7 ani, așa a solicitat guvernul. Păi da, pentru că oamenii trebuie să-și cumpere niște mașini. Sunt niște investiții masive, de ordinul milioanelor de euro care se fac și sigur că trebuie să... Dar noi ne-am luptat foarte mult pentru confortul cetățenilor și pentru un preț redus. Transportatorii nu pot să facă nicio modificare de preț fără să treacă prin Consiliul Județean, asta e foarte clar. Vă promit că de fiecare dată când o fac, o să întrebăm la sânge de ce vor fiecare bani. Da, pentru că o să spună că a scumpit benzina, știți că asta s-a scumpit, nu s-a scumpit, acum trebuie să luați în calcul treaba asta pe 7 ani. Când propuneți un preț, trebuie să-l propună pe 7 ani. Să aibă o viziune pe 7 ani. Sigur că da, păi nu facem prognoză. Vorbeam de prezența vicepreședintelui Balint la emisiune, vorbea despre un proiect, eu îl numesc oarecum fantezist. Legat de linia de troleibuz, da, care să lege cumva, sigur, indirect Petrila de restul Văjiului și de asemenea, da, spre... Păi este aprobat la nivel de studiu de prefezabilitate, este aprobat de către Consiliul. Bun, construcția, am zis, oricum va mai dura. Păi construcția... Ție se pare că e viabil, adică îl vezi realizat? Îl văd realizat pe termen mediu, asta înseamnă 15-20 de ani. Așa îl văd. Atunci și noi o să fim bătrâni, așa? Păi da, dar noi avem dreptul să vedem dincolo de mandate. Absolut, absolut. Dacă bine, e o idee bună... Nu rețin exact, dar cred că domnul Balint era mai optimist. În sensul că în câțiva ani vedea să înceapă... Mă bucur, dânsul are acces la informații pe care eu nu le am, cum înseamnă. Înceapă lucrările, dar eu cred că este avem treabă... foarte multe proiecte foarte importante pe rol. Unul dintre cele mai importante proiecte este legat de închiderea gropilor de gunoi de pe întreg teritoriul. Aici, dacă deschidem această temă extraordinară a deponeilor ecologice... Păi, se face o stație de transfer la Petroșani, se face o stație de transfer și pe la Brad. Se face un mare deponoi ecologic la Bărcea. Oricum va rămâne eșecul acela extraordinar al Consiliului Județean când n-a reușit să convingă câțiva consilieri la Petrila să se facă acel deponeu în Valea Jiului. Eu cred că a fost o problemă de comunicare. Acela a fost un eșec răsurător. Nu pare rău că discutăm un pic la limite despre Petrila și astăzi. Eu personal, dacă aș fi fost președinte de partid și un consilier de-al meu a fost votat împotriva acestui deponeu, aș fi dat afară. Fără discuție. Pentru că... Așa. Dar fără discuție și vă spun de ce. Oamenii e normal să fie împotrivă, pentru că nu li s-a explicat ce înseamnă acest deponeu ecologic. Eu am spus și am spus personal și președintelui Mircea Moloț că greșeala fundamentală pe care Consiliul Județean a făcut-o este că n-a făcut o campanie de informare dezbatere publică pertinentă. Nu. Dezbatere publică e altceva. La dezbatere publică facem într-o sală și vin unii care sunt direct interesați. Da. Nu. O campanie de informare care să fie ajuns la toți cetățenii.
Corect. Folosit mass media. Nu o să fie groapa de gunoi. Avem o groapă de gunoi. O închidem. Facem o chestie legată. Facem frumoasă. Da. Acolo. Nu e poluare. Nu se infiltrează. Da. Nu se duc nicăieri. Poate dacă atunci președintele Moloș și cei care s-au ocupat de lucrul ăsta ar fi avut această gândire sau ar fi întrebat specialiști, că până la urmă știi, nu trebuie să le știi pe toate. Trebuie să mai întrebi în stânga, în dreapta, să ai consilieri și oameni care sunt de specialitate. Eu cred că altfel s-ar fi stat lucrurile acolo, însă, din păcate, totul a fost făcut așa, cumva, nu știu dacă în pripă, pe contre, aș spune, da, și puțin pe contre, și atunci lucrurile au rămas ca între, cum da, se zice. Dar dacă lucrurile s-ar fi desfășurat așa cum se desfășoară în orice țară civilizată, cu o campanie de informare, atât de o parte, cât și de cealaltă, sigur, acum vorbim din punctul de vedere al Consiliului Județean, pentru că tu ești Consiliul Județean, dar și de partea cealaltă, cei care se opuneau proiectului puteau să-și facă propria campanie. Sigur că da. Și se confruntau cele două campanii și după aceea omul înțelegea despre ce-i vorba. Nu înseamnă că am eu dreptate sau că ai tu dreptate. Trebuie să găsim argumente pro și contra, le dezbatem, vedem care sunt mai bune și ai decizia. Dacă e să discutăm despre această chestiune, aș spune că ține cumva de o politică modernă, în care, din păcate, deși în discursul se blamează de multe ori, se vorbește despre politică modernă, despre viziuni, despre tot felul de chestiuni așa, despre leadership, deși la noi se folosește mai mult doar lider, fără ship, așa, pentru că aici la ship lumea se cam încurcă, dar așa se face politică. Adevărat. Sigur, și atunci, în loc să vorbim astăzi despre un eșec răsunător, am fi vorbit astăzi despre un succes și despre niște bani care ar fi rămas în Valea Jiului, pentru că atunci când aceste depone vor deveni actuale, de actualitate... Păi, e vorba despre 3 ani, nu e vorba de mult. Bun, dar cât va costa? Păi asta spun. Acum cine o să plătească diferența aia la factură? Pentru că cei din Deva o să coste un leu, să spunem. Da, o să-i coste un leu pe lună gunoiul și până o să ne coste 2 lei. Cine? Asta... Eu zic să nu coste cumva 20 de lei. Păi, asta zic eu, o sumă care... Sau deci, poate o să ne coste 30, aproape 40 dublu. De lei. O să ne coste sigur, aproape dublu transportul gunoiului la deponeul de la Bărce. Asta n-am mai spus-o nimeni. Da, am găsit și un punct negativ și până la urmă eu zic că judecând în termeni simpliști, poate, de cine a câștigat, cine a pierdut, din această chestiune, Consiliul Județean a ieșit înfrânt. Da, dar în tot ce cuprinde el acolo. În realitate au pierdut oamenii. Sigur, bun, dar da. Vina este împărțită. Atât, în primul rând, la Consiliul Județean, ca inițiatorul de proiect, care nu s-a finalizat, e normal să fie considerat principalul vinovat. Eu rămân la părerea mea că dacă lucrurile ar fi stat așa și cineva ar fi venit cu această problemă, haideți să facem o campanie de informare coerentă și pertinentă, cu totul altfel ne-am fi vorbit astăzi. Da. Tu știi că era aproape să rămână fără deponeu, că nu vreau să-l facă nicăieri pe modelul pe Petrila. Se crease, da. Da, s-au schimbat. S-au schimbat vreo 3 locații. Eu am prins ca și consilier asta pe final. Pentru că, trebuie să spunem pentru despre voi, dezbaterea despre deponeu vine din vechiul mandat. Da, vine din vechiul. Eu am prins-o chiar pe final. Da. Nu știam, pur și simplu nu știam despre... Și acum trebuie să pui la curent. Și dacă știam despre ce e vorba, nu puteam să fac eu diferență, că nu cred că am așa mare putere de convingere. Dacă n-au avut-o consilierii locali și primarul din Petrila, pe care aveam eu... Poate făceai tu o campanie de informare de unul singur, luai și pe colegii, ceilalți 6 colegi din Valea Jiului și poate... Eu sper să nu mai avem asemenea eșecuri. Păi și acum știi cum e, avem unul. Nu, adică, sigur că eșecuri o să mai avem cu toți în viață, dar nu din cauza lipsei de comunicare. Oamenii trebuie să fie foarte bine informați. Nu știu dacă puteți spune lipsa de comunicare, pentru că mi-aduc aminte, sigur așa... Mi-aduc aminte că la venit la Petrila și domnul Moloț și domnul Rus. A fost domnul Moloț, a fost domnul Prip, care conduce... Da, a fost și nu știu cine a mai venit. Pe data i-au venit la ședința de Consiliu. Și domnul Nistor, președinte de la PSD. Dar când au venit? Au venit la ședința de Consiliu care se dezbătea proiectul. Cred că a venit chiar campania electorală, dar mă rog. Dar nu mai mi-aduc aminte. Deci oricum, clar... Dacă eu am zis lipsă de comunicare, dar am zis lipsa strategiei de comunicare. Da, asta sunt de acord. Da. Așa, eu sunt convins că domnul Moloș l-a sunat de nenumărate ori pe domnul Păducel. Fii convins. Și a spus, băi Ilie, dă-mă drumul la deponeu. Interesant este că cei care s-au opus n-au fost, să spunem, cei care se aflau atunci în barca primarului Păducel. A, nu, toată lumea s-a opus. Bun, da, cei mai vehemenți... Și consilierii PNL și consilierii PSD. Da, dar cei mai vehemenți, mi-aduc aminte, sper că nu greșesc,
au fost cei de la PSD, care cumva deja USL-ul exista și da, o să vorbim mai pe sfârșitul emisiunii și despre politică, a fost cumva o pană pe care i-au dat-o USL-ului, ca să nu venim la această... Bine, USL-ul n-a funcționat la Petrila. Niciodată! N-a funcționat. Chiar zilele trecute am văzut niște declarații destul de interesante din partea liberalilor despre funcționalitatea USL-ului. Oare a mai fost? Nu cred că a mai fost niciun oraș în județul Hunedoara în care să fie candidați din partea a trei partide. Și pe ce o să aibă și PNR și PSD. Da, și harta Consiliului Local arată destul de pestriță, așa să spunem, în urma acestor alegeri. De ce s-a retras Consiliul Județean din acționariatul companiei de turism al regiunii? Pentru că a fost, o să spunem, un mic scandal. A fost o dispută destul de aprigă la nivelul consilierilor județeni, au avut păreri diferite. Chiar eu față de domnul... Deci n-a mai fost așa unanimitate. Păi, n-a mai fost unanimitate. Am zis, de fiecare dată când sunt situații mai sensibile, există discuții. Eu zic că sunt benefice. Hai să explicăm în două vorbe despre ce e vorba. Da. Consiliul Județean făcea parte din o asociație cu caracter comercial, care se numește Compania de Turism Valea Jiului, din care președintele Molo s-a propus luna trecută să se retragă, să nu mai plătească nici Bun, dar nu era membru de alaltă, adică era membru de... Nu, această companie a fost înființată în 1998 sau 99, deci pe vremea, sau în 2000, nu, 98, înainte de, că vreau să zic că pe vremea președintele Rudeanu, dar înainte de Domnul Rudeanu, înțeleg. Nu, de asta trebuie să mă promovezi pe mine că sunt mai tânăr. Acum asta e. Da. Schimbăm, da. Sigur. În fine, deci președintele Molos propune retragerea Consiliului Județean din această firmă. Motivul este foarte simplu. Consiliul Județean are o companie națională de turism. Județeană de turism, care funcționează, care are proiecte în derulare. De asemenea, are un birou, o divizie specializată în cadrul aparatului propriu pentru promovarea turismului în județul Hunedoara și s-a decis retragerea din această... Mie îmi pare rău că nu s-a reușit alipirea acestei companii la compania de turism. Compania Județeană de Turism. Da. Da, acum nu știu, dar aici domnul Romeo Roșia poate să ne dea mai multe amănunte că dânsul se ocupă în Valea Jiului. Eu n-am avut o comunicare directă. Bun, acum, oricum lucrurile înțeleg că sunt tranșate. Adică... Sunt tranșate. Eu am votat pentru... Dar Consiliul Județean a alocat bani de-a lungul timpului pentru că administrațiile locale din Valea Jiului știu că alocă. Da, știu că trebuia să aloce undeva la 1000 de lei pe an. Însă în ultimii 5 ani de zile, 6 ani de zile, nu a alocat nicio sumă de bani. Motivul este foarte simplu. Nu ne permite legea. Legea ne permite să alocăm unor asociații, fundații și așa mai departe, în baza unor proiecte pe o perioadă scurtă de timp, cu o finalitate exactă. Deci, facem o acțiune comună pentru promovarea, nu știu, stațiunii Straja, unde vom organiza o cupă de schi și așa mai departe. Este doar un exemplu. Da, chestiuni punctuale. Asta ne permite legea să facem, nu mai avem voie să alocăm redevențe. Plus că nu se pot face pe baza unor facturi. Da, aici o să rămâne problema, așa nu mă pot face avocatul diavolului. A, nu, mi-e pare rău. Pentru că nu dețin toate datele. Ceea ce vreau să transmit cetățenilor care îl urmăresc, o să repet ce am spus în ședința de Consiliul Județean. Prin retragerea Consiliului din această asociație sau din această firmă, nu se desfințează. Compania de turism rămâne... funcțiune. Ea are și alți acționari, spre norocul ei. Spre norocul ei, dar deci practic că se retrage Consiliul Județean din această firmă, nu se schimbă absolut nimic pentru ea. Doar că nu mai primește 1000 de lei. Da, oricum nu putea să primească așa. Era ilegal să le transmită... Probabil, poate că o discuție între conducători ar fi rezolvat și așa spune eu. Dar te asigur și pe tine și pe telespectatori că vom promova intensiv turismul pentru că consider o soluție absolut necesară pentru Valea. Probabil telespectatorii noștri, unii dintre ei știu, unii nu, tu ești din Aninoasa, ești aninosean, cum da, se zice. Da, sunt aninosean, locuiesc în Aninoasa de când m-am născut. Aninosean jet by jet, cum se spune. Da, jet by jet. Care este situația? Cum vezi situația de la Aninoasa? Și cu ce ajută Consiliul Județean de-a lungul... De-a lungul mandatului meu. Perioadei critice. Da, perioada critică a început încoace, nu a fost din... Perioada critică a început de ceva vreme.
Cred Bun, dar insolvența a apărut mai de curând. Insolvența, da. Asta este, nu vedeți insolvența ca un punct culminant. Nu. Evident, e o tranziție. Să nu vedem asta ca un punct culminant, pentru că problemele nu încetează odată cu insolvența. Dar hai să luăm pe rând. Te rog. Declarăm, primarul Nicolae Dunca declară insolvența. E normal să facă acest lucru, pentru că nu mai poate să mai acumuleze, nu mai poate să mai plătească dobânzile de apoi creditele. Insolvența, de fapt, îl scutește de penalități. Asta este o, dar el scutește de penalități, este o gură de oxigen pentru... Și mai face o... Sigur că da. Analiza acum, banilor care le-a de dânsul este... O să fie... Eu m-aș lega cu lanțuri de lichidator. Deci nu aș lăsa să plece din anul ăsta. Sau nu m-aș pleca eu de lângă el. Acum, nu știu, nu cunosc că... un lichidator, dar mă gândesc că... Păi, cumva trebuie să aibă o legătură strânsă că insolvența lungă nu e bună. Trebuie să aibă o perioadă scurtă. Bine, sigur, lucrurile durează, se desfășoară destul de greu. De-abia s-a format masa credală, mă rog. Da, lucrurile sunt cumva încet, încete, da, să spunem. În ceea da. Ce privește aportul Consiliului Județean la salvarea sau la planul de salvare al orașului Aninoasa, pot să spun că am alocat prin procedurile pe care discutam anterior, deci prin bani veniți de la bugetul de stat, anul, deci de când sunt eu consilier, în patru tranșe s-au alocat aproximativ 1,5 milioane de lei. Asta înseamnă 15 miliarde de lei vechi, prin care s-au plătit, din câte știu eu, adică clar s-au plătit doar facturi restante, că nu au voie să plătească altceva, facturi cu întârziere mai mare de 90 de zile la plată. Cred că s-a achitat podul de peste Jiu, care face, da, podul de peste Jiu din Iscroni. S-au mai achitat facturi pentru... S-a mai achitat ceva și la creditul ăla, la BCR sau unde se află? Cu siguranță. Păi gândește-te că numai creditul ăla a generat dobânzi de 15 milioane pe zi. Deci 1500 de lei, de lei noi pe zi. E enorm. Este enorm. Nu avea cum. Bugetul e undeva la 40 de miliarde. Deci 4 milioane de lei noi în total. De unde se vede? De acolo să puteți să arată așa mai departe. Cum se vede de la... Deva, să spunem așa, acum, deși tu stai în Valea Jiului, stai chiar în Aninoasa, dar umbli acum, să spunem, mai mult în zonele acelea în care, să zicem, s-ar afla elita politică a județului. Cum se vede? Adică... E drăguț, elita, să știi că eu văd mai mult în cei care sunt aleși pe plan local, mă refer aici la primari, care ei sunt... Sigur, ei fac influența... Cum se vede? Care e părerea ta? Unde se va ajunge? Ce se va întâmpla cu acest oraș? Că e și orașul tău. Totul depinde de politica pe care o duce Nicolae Dunca de acum încolo. Pentru că, spuneam, insolvența este o gură de oxigen. Noi mai putem să mai pupăm bănuți de la Consiliu, eu rog tot timpul pe președintele Moros să aibă în vedere și cred că am reușit să-i captez atenția de fiecare dată. Sigur, nu numai meritul meu, că și administrația locală și-a făcut datoria cu prisosință în sensul ăsta. Dar după ce vom plăti, să spunem, după ce va plăti Dunca toate datoriile... Acum eu nu știu dacă le va plăti, dar... Dar să presupunem că avem varianta asta pozitivă în care le va plăti. Dacă nu schimbă ceva în politica de cheltuieli și în politica de investiții pentru infrastructură acolo. Păi la momentul ăsta politica de investiții... Păi nu, în momentul ăsta nu. Am putem spus spune așa. Păi nu sunt, zero. Nu sunt. Dar scăpăm de insolvență, plătim ceva din datorie, ieșim din insolvență. Bun, întrebarea nu. Da. Întrebarea mea era, scăpăm de insolvență? Când scăpăm de insolvență? Scăpăm de insolvență, dar numai cu ajutorul guvernului. Bun, dar până în acest moment nu se vede vreo mare bucurie despre guvern să scoate domnul Ponta niște bani de la fondul asta de rezervă sau de unde vrei. Nu am spus, deci nu depinde de mine. Dacă mă rog. Nu, eu dacă te întrebam. Dacă mă rogi tu sau dacă vrei tu, putem să stăm unde la București până trec cei 3 ani. Acum de care București ar fi un oraș urât. Păi nu ar fi urât, ar fi bine pentru noi să ne stăm acolo, dar nu am avea nicio soluție viabilă pentru anii asta. Deci, primarul, împreună cu parlamentarii care ne reprezintă, trebuie să facă lobby. Avem norocul, mare noroc, avem unul dintre parlamentari, președintele Comisiei de Finanțe din Senat. Deci eu acolo... Dar vezi că banii n-au curs totuși către Aninoasa. N-au venit valuri așa. Eu sper să vină în continuare. Eu sper să găsească o variantă să reformească. Nu cred că mai e posibil, nu? În niciun caz, că mai e un pic și să termină anul. Nu știu ce s-a întâmplat cu creditul. Eu știu că accesase un credit de trezorerie. De la hai să te întreb altfel. Da. Ești optimist în ce privește Aninoasa? Crezi că Aninoasa are viitor? O întrebare foarte grea, să știi. De asta s-am și adresat. Mă mențin o poziție rezervată.
Din respect pentru oamenii care trăiesc acolo și se chine. Deci concitadinii tăi? Concitadinii mei, da. Eu care mă chin alături de ei. Eu care plătesc mai mult la facturile la întreținerea mașinii alături de ei, pentru că drumurile sunt praf. Da. Și așa mai departe. Schimb bucșile mai des. Da. Eu, alături de cei care trăiesc din furturile de cărbune. Înțeleg că nu ești foarte optimist, ceea nu, ce nu e un semnal. Dar nici nu sunt pesimist. Sunt doar rezervat, pentru că totul se află în mâine în Nicu Dunca și ale administrației. Deci, da, mie mi se pare că la momentul ăsta și Nicu Dunca e cumva cu mâinile legate la spate. N-am spus că e un vraci. Da, sigur. Dar și-a asumat o răspundere anul trecut, a zis că are soluții. Da, da. A zis, exact, da? Exact, da, da. Dar, până la urmă, sigur că poate pare cumva așa că cârcotim, dar ce crezi că i-au promis mai mari PSD în momentul în care a acceptat să candideze? Da, eu sigur, sunt convins că i-au promis o mână întinsă. Situația orașului nu cred că era foarte străină, el fiind un om din sistem, adică da. Venind chiar din primăria respectivă. Da, a lucrat, cred că lucrează de 15 ani. Mulți ani, da, acolo, deci el teoretic ar fi știut cam care este situația. A fost cumva naiv, a crezut în promisiunile pe care cu siguranță cineva eu de la PSD. Sunt convins că PSD, USR, cineva i-a promis că îl va sprijini. Cu siguranță că i-au promis asta, pentru că altfel nu cred că s-ar fi înhămat la un joc atât de greu. Sau mai, crezi că e posibil să nu fi știut? Nu, mă îndoiesc. Eu cred că era la curent cu absolut toate problemele care le-au în primărie. Că până la urmă, dacă n-a știut, știi cum e, să ia cost niște circunstanțe atenuante. Păi, este publică. Acum, păi bine, alții știau foarte multe, domnul Bodgos nu era chiar cel mai transparent. Păi, da, datoria era publică, de creditul ăla de la BCR știa tot pe lumea. Bun, adică, ăla era destul de cunoscut. De niște facturi restante, cred că mai știa și el. Că dacă ești secretar și semnezi un contract și știi că ai plătit numai atâta din ieri și mai atâta, înseamnă că știi că mai e ceva de făcut. Astfel, facem astfel trecerea către partea politică și cum trebuie să te întreb cumva, pentru că dacă poate Nicu Dunca să spere, ca să nu părăsim totuși terenul ale noastre, după aceea o să sărim și în acelea teme, poate Nicu Dunca să spere în contextul în care, probabil știi și tu că Florin Cazacu de la Brad, primarul din Brad, a cerut și el un ajutor, că acolo este o mare problemă cu căldura în fiecare iarnă, pentru că nu poate fi conectată la nicio, fiind departe și de Deva, și de, nu poate fi conectată la nicio altă sursă. Și premierul Ponta s-a cam făcut că plouă așa, adică, deși nu prea, a fost vreme frumoasă. Acum, da. Acum, nu știu, premierul are prerogativa, o țară de are prerogativa asta de a... A pune el, a face dânsul un clasament a situațiilor urgente, importante și așa mai departe, în care și a priorității sigur, care... Sigur, păi, balanța arată cam așa. Avem un oraș în insolvență, da. Care, ale cărui datorii nu sunt mici. S-ar putea să avem și un municipiu. Oricum avem un municipiu în dificultate. Da, avem un municipiu în dificultate, ok, asta pe de o parte, da? Le punem în taler de aici. Și avem un oraș în care lumea va cam răbda de frig. Pentru că nu există... Nu există soluții tehnice. Da. Deci asta e o altă... Exact, da. Va de frig pentru că nu e soluție decât una. Sau, mă rog, asta care se folosește și pe la noi cu centrale pe gaz și cu altfel de lucruri. Sper că nu mi-aduc aminte dacă este gaz. Nu sunt la curent. Sigur este gaz la Brad. Dar nu sunt la curent cu situația lor acolo. Din și atunci e lucrurile sigur că e greu de cântărit. Mai ales că... Păi da, măcar premierul se laudă că nu prea are bani așa. De acum, în aninoasa, nu știu, nu cred că avem problema asta cu căldura, pentru că... Păi nu, că numai partea de iscrânie e conectată la partea la de iscrânie conectată. Și cred că nici acolo nu mai sunt foarte mulți. Sunt debrașați. Deci, acum, na, e o microcomunitate aninoasa, cred că ne știm toți. Și știu... Deci ești un fel de vedetă la Rinoasa. Nu, în sensul ăsta. Nu că am zis că ne cunoaștem toți. Deci da, sigur. Ne știm pe nume, noi acolo suntem ca la țară, fără nicio gând. Ne știm un cartier, Petroșan sau un Vulcan, acolo ne știm pe nume toți. Și știu că majoritatea au preferat să debranșeze. Păi da, pentru că au fost problema aceea, că erau facturile mari. Sigur s-au debranșat când gazul costa atât și acum costă... Și o să coste și mai mult. Și o să coste. Ce șanse dai USL-ului? Până când va rezista? Sunt dator să reziste până în 2016. Și eu cred că vor rezista cel puțin până în 2016. Sunt... Garantez? Nu pot să garantez. Dar UNPR-ul, partidul tău, va rămâne la guvernare? Chiar dacă, să spunem, scrisorile se vor rupe între PNL și PSD?
UNPR-ul cu siguranță va rămâne la guvernare dacă se... El se află în tabăra PSD-ist. Noi avem o alianță cu PSD-ul. Deci, având de vedere că primul ministru... Nu. Avem de vedere că primul ministru este de la PSD, cu siguranță vor rămâne la guvernare. Și, cum s-a mai văzut în istorie, și dacă pleacă vreun partid la guvernare, sigur nu pleacă primul ministru. Da. În rest, în Valea Jiului, ce crezi că se va întâmpla? În Valea Jiului... În perioada următoare, sigur. La nivel de politică locală? Da, așa, în ce privește partea politică. Eu, va avea un UNPR-ul vreun primar aici? Nu știu. Dar mă bucur oricum că mi-a atribui veleități asta de prezicător. Vreau să încerc... Nu știu ce să zic. Având în vedere importantele măsuri și reforme pe care le-au adus la nivel de oraș, fiecare primar cred că este foarte greu de răsturnat, oricare dintre primarii din... Acum nu știu, Nicu Dunca, concitadinul tău, dacă se simte prea bine că... El are altă problemă, nimeni nu vrea să ia locul. Da, sunt convins că dacă ar fi alegeri acum, n-ar fi bătaie. N-ar fi bătaie așa de mare. N-ar fi candidat multă lume, da. Bun, dar sunt probleme, spuneai... Aninoasa se află situația în care se află, încă municipiul se simte bine. În contextul ăsta, în contextul în ceea ce se întâmplă în Minerit, cu complexul energetic, de partea și de alta, are Valea Jiului viitor? Crezi că lucrurile vor arăta bine peste 10 ani aici? Dacă noi ne străduim, ar fi numai vina noastră dacă lucrurile nu ar arăta bine. A noastră, a tuturor celor care facem administrație. Pentru că noi suntem datori că în scurta perioadă care ne-a mai rămas până când se va închide Mineritul, scurtă înseamnă 10-20 de ani. O să te rog să fii tu scurt. Că... Da, am înțeles. Noi suntem datori să creștem această zonă ca și potențial turistic. Pentru că altă variantă nu avem. Suntem ocoliți de rutele comerciale importante pentru a atrage mari investitori așa cum ne dorim, dar putem să creștem zona asta din punct de vedere turistic, putem să ne concentrăm eforturile în sensul ăsta. Trebuie să înțelegem că indiferent cine vine la administrare să continue, să avem această idee de bugete multianuale și de o strategie pe termen mediu și lung. Păi acum intră 2014-2020. Păi ar trebui să preluăm noi treaba asta, să nu mai zicem că azi e Nicu și mâine vine Adi și ce a făcut Nicu e greșit și vreau să fac altceva. Fac altfel, da. Să continuăm în aceeași direcție. Aici va fi greu. Eu sesizez că la Arinoasa nu erai rezervat. În ce privește Valea Jiului ești optimist. Eu sunt optimist, să știi. Mulțumesc foarte mult că ai venit în această seară. Sper că Mulțumesc, am reușit să desfășurăm câteva ițe din ce face un consiliu județean. O să ne mai întâlnim la această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă invit la o nouă emisiune vinerea viitoare de la 20:30.